Bun. Da, și doamne, mulțumim asta. Și să fie într-un ceas bun și cu noroc. Așa să fie. Și cu putere de muncă pentru mine. Să mai dăm și la doamna, așa, modelul, câte o amintire. Așa. Doamna director aveți. Și dăm la cei care au lucrat aici. Unde e domnul? Domnul Cristi? Mulțumesc. Aici. Și la domnul... Aici, am eu. Aveți și undeva? E, frumos, atunci. Să rămână, bună ziua, bine v-am găsit în casă nouă. Suntem în curtea noii grădinițe de la școala Vasile Alexandrii, care, iată, începând de luni își va deschide porțile într-o cu tot o altă haină, o haină nouă, modernă, și sperăm ca tot efortul pe care l-am făcut în acest an, atât autoritatea publică locală, cât și cadrele didactice din această instituție de învățământ, să aibă cu toții satisfacția muncii îndeplinite și totodată cei care ne vor trece pragul de acum încolo să beneficieze de condiții cât mai bune, atât din punct de vedere al dotării, cât și din punct de vedere al pregătirii profesionale sau al pregătirii pentru școală. O investiție care a avut o valoare de 2.400.000 de lei, unde avem și partea de construcție de circa 2.200.000, la care s-au adăugat amenajările, dotările, amenajarea curții, dotările din clase, pregătirea locului de joacă și a curții, care sigur vor fi în ton cu noua clădire. Și mă bucur că am reușit să ne încadrăm în termen și iată că la începutul anului școlar, chiar dacă a început anul acesta pe 5 septembrie și nu pe 15 septembrie, să putem să deschidem ușile acestei grădinițe. Și sigur, acum pentru ceea ce înseamnă câteva cuvinte de administrare școlară, o să luăm și pe doamna director să vă spună câteva cuvinte. Înainte de toate, trebuie să mulțumim foarte mult că am reușit să ne întoarcem acasă, așa cum spun și colegele mele, după o perioadă în care am fost primiți cu drag de alte unități. Ne-am întors aici, în clădirea aceasta nouă, superbă, cu spațiile adecvate pentru copii. Avem un număr de 64 de preșcolari care se bucură de acest spațiu și 22 de școlari la clasa pregătitoare. Ne bucurăm de tot ce s-a realizat aici, de spații, de lumină, de utilități, de mobilierul cel nou pe care l-am primit din partea sprijinul unității locale. Și, repet, nu putem decât să ne mulțumim. Ne considerăm privilegiați că începem un nou an școlar într-o casă nouă, așa cum a fost și anul trecut, exact, cu clădirea Corpului B al unității noastre de învățământ, de care iarăși suntem foarte mândri. Suntem mândri la propriu pentru că ne desfășurăm activitatea în clădiri cu rezonanță istorică și poate mai mult suntem încântați de acest lucru. Într-adevăr, o clădire monument, Casa C.C. Iliescu, care... Și aceasta și o să reamintim acolo prin placa comemorativă.
și clădirea corpului B, care este de fapt școala veche a școlii, corpul veche al școlii gimnaziale Vasile Alexandru. Așadar, mulțumim. Și sperăm noi ca și grădinița din Ecaterina, program prelungit, să intre într-un program de reabilitare. Un program de noire, de față nouă. Da, sperăm și suntem convinși că va fi, pentru că ne-ați demonstrat că se face. Da, vă mulțumim tare mult pentru asta. Vă mulțumim pentru prezență. Așa, actorii inaugurării grădinții, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre stadiul pregătirilor în privința începerii școlilor și acel program de ghiozdane pe care l-a dezvoltat primăria cu aprobarea Consiliului Local. Da, sigur, faptul că anul acesta, pe 5 septembrie, se deschide anul școlar, am organizat împreună cu compartimentele din primărie și cu conducerea școlilor activități pentru realizarea tuturor condițiilor de învățământ, pentru reparații, pentru înlocuiri, pentru activitățile care sunt necesare, astfel încât anul școlar să poată începe cu bine în toate școlile din municipiul Roman. Și pot spune acest lucru, că anul școlar va începe cu bine, nu sunt probleme, toate spațiile sunt pregătite pentru a începe, instalațiile sunt verificate și toate reparațiile au fost făcute. Sigur, mai sunt lucruri care trebuie făcute și de acum încolo și vor fi în atenția noastră. Totodată, așa cum am făcut în fiecare an, vom veni cu acel sprijin pentru parte din elevii din municipiul Roman, constând într-un ghiozdan dotat cu cele necesare pentru începerea școlii, o alocare de 40.000 de lei făcută de Consiliul Local, care se regăsește în circa 300, peste 300 de ghiozdanele pe care le vor primi elevii atât din gimnaziu cât și de la liceele din municipiul Roman, începând cu data de luni, dată când la fel voi fi prezent la deschiderea de an școlar, la unitățile de învățământ din municipiul Roman și doresc pe această cale să transmit și eu mult succes, sănătate, putere de muncă atât elevilor cât și părinților, cât și răbdare profesorilor și părinților totodată. Vreau să întreb dacă s-a rezolvat problema de la grădinița colegiului Danubiana, cea legată de căldură. Știți că era o problemă legată de centrala. Da, acolo au fost niște probleme din punct de vedere tehnic cu o înlocuire de repere, de subansamble. Inițial se crezuse că este o problemă mai gravă, dar după aceea și-au dat seama că era vorba de o vană sau ceva de genul acesta blocat, iar restul am fost asigurat că va funcționa. Totodată, legat de acest aspect, au fost programate revizii și intervenții cu firme specializate la fiecare unitate școlară care ține centrală termică pentru a-i se face revizia periodică și a se verifica funcționarea.